Domnule Ciucă, cum a ajuns Cristi Pascu să fie propus de PNL ca vicepreședinte al ONJN? Este o propunere care se face în baza selecției la nivelul resursei umane de la partid și ținând cont că este membru al filialei Sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun, a fost propunerea Partidului Național Liberal. Chiar dacă experiența sa este limitată, aproape nu are legătură cu acest domeniu, după cum spuneați și dumneavoastră, chiar dacă a terminat o facultate particulară de drept la 32 de ani... Asta chiar nu știu. Ok, chiar dacă domnia sa, ca experiență, este în domeniul frizerilor. Nu este în domeniul frizerilor, am înțeles că are experiență în domeniul afacerilor, deține mai multe companii ca atare. Dar ce îl recomandă până la urmă pentru această funcție, dacă nu știe nimic despre domeniu? Domnul Andrei, este o alegere a Partidului Național Liberal. Asta este propunerea noastră și în acest moment faptul că a desfășurat activități care i-au adus o anumită recunoaștere în domeniul în care profesează, cred că este una foarte bună. Okay.